Se apropie un nou an școlar și autoritățile pregătesc terenul, astfel încât elevii și profesorii să se întoarcă la școală în condiții optime, având în vedere că nu au dispărut cazurile de infectare cu coronavirus și că purtarea măștii de protecție este recomandată în continuare în spațiile închise și în zonele aglomerate, se pune întrebarea dacă va fi necesară și în școli. Conform știri.fresh24.ro, ministrul educației a spus ce se va întâmpla cu masca de protecție în școli, având în vedere numărul mare de infectări raportat în ultimele săptămâni în România. Care va fi situația în instituțiile de învățământ din România? Se impune sau nu obligativitatea purtării măștii de protecție de către elevi și profesori? Profesorul Alexandru Rafila, cel care ocupă funcția de ministru al educației, dar și reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății, nici elevii și nici profesorii nu au motive de îngrijorare, pentru că masca de protecție nu va deveni o condiție obligatorie. Totuși, oficialul recomandă purtarea măștii de protecție pentru un grad sporit de siguranță atât pentru elevi cât și pentru profesori. Masca de protecție va fi recomandată, nu impusă, a transmis Ministerul Educației. Spre deosebire de ultimii ani, când situația a fost cu adevărat dificilă în contextul pandemiei, în noul an școlar, elevii nu vor trebui să prezinte avizul epidemiologic. Acesta nu va mai fi obligatoriu. Ministrul Educației a declarat că, în aceste condiții, nimeni nu poate să ofere o garanție perfectă că nu vor fi cazuri de îmbolnăvire în noul an școlar, dar este important să fie cât mai puține. Dacă un elev se va infecta cu coronavirus, acesta va trebui să stea acasă în izolare timp de 5 zile, după care va reveni în colectivitate. Cred că părinții își doresc două lucruri, copiilor să poată să meargă la școală, iar prezența lor la școală să fie cât mai sigură. Sigur, nimeni nu poate să ofere o garanție perfectă că nu vor fi cazuri de îmbolnăvire. Ar fi o minciună, dar important este să fie cât mai puține și dacă un copil este infectat, să stea 5 zile la domiciliu în izolare. Cred că asta trebuie să fie filozofia. Masca va fi recomandată, nu va fi impusă, a spus Alexandru Rafila la Antena 3. Noul an școlar începe pe 5 septembrie pentru toți elevii din România. Școala se va face cu prezență fizică fără obligativitatea purtării măștii de protecție, relatează știri.fresh24.ro.